Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gândurile lui Cristoiu. Alături de mine este jurnalistul Ion Cristoiu. Bine v-am găsit! Domnul Cristoiu, avem săptămâna aceasta mai multe teme importante. S-au întâmplat foarte multe pe la Parlament. Și nu numai. Avem audierea doamnei Laura Codruța Chioveși, care este acuzată de luare de mită, de abuz în serviciu și de mărturie mincinoasă. Avem un buget care a trecut de Parlament. Îl avem pe domnul Muguri Sărescu, care a fost chemat și dânsul și audiat în Parlamentul României. Și o avem pe doamna Carmen Iohannis, care a fost audiată săptămâna aceasta la parchetul general. Haideți să vorbim despre cazul doamnei Chioveși. Îl alegeam și eu, numărul 1. Nu numai pentru că e recent, ci pentru că e cel mai important la ora actuală. E atât de important încât, în mod fericit pentru PSD, abate atenția de la toate celelalte probleme, inclusiv de la problema fundamentală, care e bugetul. Chestiunea că doamna Chioveși merge sau nu procuror general nu are nicio importanță pentru oamenii care vor beneficia sau nu de bugetul pe 2019. Dar, mă rog, așa e. Te mai atenți la spectacolul mediatic. Nu critic. Am spus că norocul PSD-ului cu aceasta... S-a întâmplat acest lucru. Da. Doamna Laura Codruța Chioveși a fost audiată vineri la parchetul general, fiind suspectă într-un dosar în care este acuzată de Sebastian Ghiță că ar fi luat mită, că ar fi avut o mărturie mincinoasă și că, de fapt, ar fi folosit bani privați pentru aducerea în țară a fugarului Nicolae Popa. De altfel, avem și declarația doamnei Chioveși imediat de la ieșirea din parchetul general. Haideți să o ascultăm. Niciodată nu am comis fapte penale. Acuzațiile pe care le-am văzut în spațiu public făcute de un inculpat dintr-un dosar al DNA sunt pure fabulații. Nu am avut niciun fel de atribuții legate de extrădarea condamnatului Popa Nicolae. Nu am exercitat niciun act abuziv în legătură cu extrădarea, pentru că nici nu aveam aceste atribuții de extrădare sau fără Poliția Română și Ministerul Justiției. Asta a spus Laura Codruța Chioveși la plecarea din parchetul general după ce a fost audiată timp de o oră. Mai mult, aceasta a făcut două solicitări astăzi, și anume să fie recuzat procurorul de caz Adina Florea și să fie recuzat și cel care ar trebui să studieze cererea de recuzare, Gheorghe Stan. Cum vedeți tot ce s-a întâmplat astăzi? În primul rând, cererile de recuzare sunt o victorie sau o încercare a penalei, fiind convocată, deci, potrivit domnului Claus Ioane și potrivit doamnei Chioveși, când nu era, când era șefă, potrivit celor care o susțin, o simplă convocare, mai țineți minte, la parchet, fie de era considerat penal. Cred că la vremea respectivă am răgușit spunând că este o prostie. Din punct de vedere, știți și dumneavoastră, procedural, convocarea chiar ca suspect la, e suspect deocamdată la parchet, nu înseamnă nimic despre cel convocat. Din punct de vedere juridic, îi trebuie spus telespectatorilor și în favoarea Codruței Chioveși, dar și a celor acuzați ca fi penali, procurorul, ca și un jurnalist de investigații, ca și un detectiv, că cele trei meserii seamănă, are niște indicii și el începe o anchetă în prima fază, nu pentru a le trimite la pușcărie cum făceau procurorii din subordinea domnii sale, ci pentru a vedea dacă e sau nu vinovat. Dacă e sau nu vinovat. Pe parcursul anchetei se poate ajunge la concluzia și ei au făcut în ultimul timp că ești nevinovat și atunci se clasează dosarul sau ajunge la concluzia procurorul că are suficiente probe și te trimite în judecată. Repet, convocarea la un parchet nu înseamnă absolut nimic din punctul de vedere al etichetării personajului respectiv. Deci putem să-i spunem acum, intrând în logica ei și a lui Claus Ioanis, că e penală. Și de regulă penale, ca să ne reamintim,
Și nu ați văzut atâția penali, spune ghilimele, încep cu tertipurile. Unul se dezvinovățesc, spun că e o nedreptate. Că sunt nevinovați. Da, fac cereri de recuzare, cum spunea fostul președinte a României, Traian Băsescu, chichiță avocățească, el nu înțelegea chestia cu... Dar totuși această convocare, cum i-ați spus dumneavoastră, vine într-un moment și într-un context deosebit. Trebuie să vorbim puțin despre asta. Laura Codruța Kövesi și ar urma să susțină candidatura pentru funcția de procuror șef european în fața Parlamentului European, mai exact pe data de 26 februarie. De altfel, vineri, imediat după audierea de la parchet, aceasta a și plecat spre Bruxelles. Este o coincidență între audierea ei în acest convocarea ei la parchetul general și concursul pe care îl susține pentru funcția de procuror șef european? V-aș răspunde reamintindu-vă că în istoria postdecembristă există o sintagmă celebră, printre alte sintagme, care sună așa, sună ca dracu. Ea a fost lansată și ajung la... Eu fac paranteză astea, de domnul Petre Roman în după amiaza lui 22 decembrie, când se constituia FSN-ul. Cred, și atunci cineva a propus, nu mai știu cum se spune, noului organism și dacă nu mă înșel, și Petre Roman, știu de pe banda video, a zis sună ca dracu. Deci, după părerea mea, convocarea acum sună ca dracu. Trebuie să fim cum vreți. Spun sună ca dracu, deoarece am fost atent și la celelalte convocări ale ghilimele penalilor și unde mi s-a părut că sună ca dracu, am spus. Eu nu cred, nu mă dezmin nici în cazul Codruței Kövesi. Deci să spun că sună ca dracu, adică tocmai acum, nu numai că ea merge să dea examen, dar sună ca dracu, deoarece avem deja știrea și confirmată că ea e în lista scurtă, avem deja o serie de personalități europene care o susțin și atunci n-ai cum să nu spui. Sigur, ea lansase când a fost cazul lui Ponta, când a fost convocat 2015, când mă înșel, chiar în momentul moțiunii de cenzură, chiar în ziua aia, și Ponta a spus că nu e o coincidență, doamna Kövesi a ieșit și a spus că e o coincidență, nu are nicio legătură. Că vorbim de domnul Ponta, a fost și el audiat vineri, înaintea doamnei Laura Codruța Kövesi. Este și asta o coincidență? Nu este o coincidență. Noi asistăm la ora actuală, în primul rând că vorbiți cu un om care nu are încredere în justiția română, nu are încredere în general în justiție, dintr-un simplu, știu că o să mă contrazice, dintr-un simplu motiv, justiția e făcută de oameni, ca și presa română, ca și căile ferate și în consecință în justiție poți întâlni magistrați, adică procurori, judecători, deștepți, proști, corupți, cu atât mai mult în România post-decembristă, unde și aici nu există o tradiție a onoarei profesionale, adică nici în presă. Să vină judecătorul, spună, dai putem, în spatele meu sunt 100 de ani, suntem dintr-o familie. Nu, unii din ei... Fiecare e pentru bun, ei. Nu, adică nu există și atunci mă pot aștepta la orice acțiune. În cazul de față, noi nu avem nicio legătură, așa că toți cei care mă mai sună și îmi spun mie cu ce conține dosarul, spun că nu are nicio legătură. Este o operațiune declanșată în cum a fost declanșată și cea împotriva lui Coldea, de un denunț, mai mult un autodenunț al lui Sebastian Ghiță, întemeiat cu multe probe, pentru e și normal cu multe probe, deoarece este autodenunț, este vorba de o întâmplare în care Sebastian Ghiță a jucat un rol important. O să vedem. Și momentul în care acesta a venit cu aceste dovezi. Pe data de 3 decembrie. Și atunci asistăm la o operațiune căreia eu nu-i dezlușesc încă de desubturile. Poate fi o operațiune și aici combinăm și cu că sună ca dracu. Deci mi-e greu de presupus că pe plan intern, că secția de investigații
era alcătuită din așa de nervos încât să nu-și dă seama că se vede. De ori avem și avem și o operațiune care nu are nicio legătură cu PSD-ul. Este Laura Codruța Kövesi și victimă a acestei operațiuni? Da, victimă. Folosiți un termen din ăsta militant. Nu știu, doamna, o operațiune care poate, și aici ajunge la păcare, care nu are nicio legătură cu planul intern. Pentru că marea problemă a acestei operațiuni este dacă Codruța Kövesi este oprită din drumul ei către procuror, către procuror european. Aia este singura chestiune. Din acest punct de vedere, convocarea la DNA, ăla nu are nicio legătură. Că dacă s-a decis pe plan european, în urma unor înțelegeri de culise, că ea să fie, putem să și arestăm aici, nu putem să o ghilotinăm pentru că nu mai poate să mai fie susținut. Deci, în punctul acestei operațiuni, din ea și iar cei care au pus-o la cale aici, nu sunt nici ei proști. Chemarea, în primul rând, dacă atrag atenția, că s-a căutat să nu fie nicio fisură în... În toată operațiunea. Nu secția a anunțat, deci secția n-a mai lăsat să se scurgă nimic la presă cum făcea DNA-ul, da? De data asta a anunțat Laura Codruța Kövesi. Da, domnul, cu pricina, domnul prietenul nostru comun, așa zic eu, domnul Sebastian Ghiță, deși a depus poza aia, pentru care mă înjurau toți că nu e adevărat, a depus-o, nu a apărut în presă, că domnul, sunteți de acord, domnul Ghiță putea să o dea de atunci. Nu, dar putea să o dea acum, adică dacă tot a depus-o. Ei, atunci era clar că nu voia să o depună. Deci e clar că și Sebastian Ghiță e în piesă, că dacă era tumultos, era personal, da? Eu până acum, da, ce o dau, ce mă interesează? Înseamnă că cineva a zis nu o da. De acord? De acord. Bun. Pe de altă parte, această secție l-a adus dimineață pe Ponta, e pe Ponta, adică nu l-a adus pe Dragnea, a dus pe cineva care e dușman al PSD-ului, dar suficient. Unul, doi, o victimă, chiar dacă el spune că nu e o victimă, că toată lumea știe, și trei, o personalitate destul de puternică, dar cu anumite simpatii mai nou din partea tefeliștilor. Ce se caută de Ponta în acest dosar? Păi nu v-am explicat ce se caută. L-a chemat că făcea parte din operațiune, adică operațiunea o blocare a ascensiunii lui Kövesi și trebuia să fie, să aibă acest moment cu Ponta. Orice alt tip chemat ca martor nu avea impactul. Aceeași greutate pe care a avut-o. Nu, greutatea mediatică. Da. Și aici avem problema pe plan european. Deci o scoatem în discutere pe plan intern. Problema pe plan european este în felul următor. Deocamdată noi avem niște semnale că anumite forțe de pe plan european... Ar vrea pe Laura Codruța Kövesi. Da, dar eu nu știu, ce am mai spus de atât, nu știu dacă nu cumva există și niște forțe care nu o vor, sau chiar forțele astea care dau din gură nu au zis, nu ne-au zis nouă, că operațiunea nu e a judecătorilor, faceți ceva pe plan intern ca noi să avem o protecție, o respingem pe plan extern. Este o chestie tipică. De ce ar vrea cineva anume pe Laura Codruța Kövesi în funcția de procuror șef european? Bun, deci avem o ipoteză. Altă ipoteză, la fel carier, la fel de plauzibilă, este următoarea, pe care l-am lansat-o eu. Tot ce se întâmplă în aceste zile, autovictimizare, toată această hărmălaie de la mersul ei la parchet, care n-are nicio influență. Ceea de la marile puteri zice, aoleu, a fost Marin Ceaușescu și zbierau pe acolo și hai să o punem procuror. Nu. Dar chiar autovictimizarea ei poate să facă parte, poate și a doua ipoteză pe care țin neapărat să am mai lansat-o, dar acum mi se confirmă, ca să facă parte din ipoteza unei candidaturi la prezidențiale în urma căreia ia să-l radă pe Klaus Iohannis. Poate să fie și asta. Deci sunt cele două ipoteze. Nu pot să spun care din ele. Să nu fie pur și simplu ipoteza femeii care a avut o carieră și care se simte acum atacată din toate părțile pentru că și-a făcut datoria?
Nu, va deveni sentimentală. Nu e, doamna Chioveși, toată văicăreala ei, face parte din piese de teatru. Ai, vreți? Deci, ciudată este această văicăreală, da? Unu, stați un pic, că n-avem de-a face cu cineva, o poetesa cu tare, care este, a scris o poezie și nu avem Veronica Micle, deși și Veronica Micle avea sânge mult mai rece decât credem noi. Deci, avem un om care a fost, e procuror de meserie, care a fost șef la parchet atâta timp, șef la DNA și nu, adică ea e convocată, imaginei de miercuri seara, da? Dumneavoastră sensibilă cum sunteți, era să cădeți în capcan. Adică ea primește citația aia și deodată se destabilizează, da? Și pune mâna pe telefon și ia turul televiziunilor și începe să spună, aoleu, mă arestează. E procuror, ca dovadă că am înaintare cu zările alea. Știa că, încă o dată, ea știa, dacă ei în decembrie, când ea a depus candidatura, în momentul în că până atunci va atrag atenție de la revocarea ei, ea nu a făcut... s-a întâmplat nimic. Păi nu, ea n-a făcut nicio mișcare, mai țineți. A stat... Acum există două... Și aici o explicație. Ciudățenia a fost faptul că ea nu a făcut nimic după revocare. A făcut conferința aia de presă antihoi, dar n-a făcut nimic. Și în decembrie a sesizat și CEDU, în decembrie și-a depus și candidatura. Se pune în mișcare. Sunt și aici, e posibil, și ea nu făcea mișcarea cu astăzi, dacă nu era contactată de forțe din afară, nu din interior, care a spus, fii atentă, depune cerere, da? Păi și am vreo șansă, ai șanse, da? Nu este exclus ca pe plan intern băieții de prin păduri să-i fi spus... Ai scăpat după revocare, față de col, de-a nu se întâmple nimic, stai liniștită. Și că Ghiță să fie acționat la ordinul lor, nu a PSD-ului, și a spus, ea înaintează repede denunțul, pentru că fata noastră, punem cu fă mare, nu stă liniștit. E posibil și așa. Deci eu nu încerc să văd dincolo de tot ce se întâmplă o mișcare. Dar... De ce o acuză Ghiță, de fapt? Și spun o chestie istorică. Domnul Claus Iohannis trebuie să se roage de dimineață până seara ca ea să fie procuror. Dacă nu e bine, și atunci îi face rău. Dacă ipoteza este a unui scenariu de candidatură, dacă este, și deocamdată văd că merge bine și acest scenariu, îl devastează pe domnul Claus Iohannis. Aici... Și iertați-mă, vă zic un singur lucru. Nu vi s-a părut ciudat? Ciudat, da? Că în ziua în care... Deci prima dată toată se lansează de, și de proști, nu numai de oameni serioși, ea nu se va prezenta. Eram sigur, am intervenit la un moment dat vineri dimineața la evenimentul zilei. Că nu se va prezenta. Și nu, am zis că se va prezenta, că o să nu se prezinte. Dar nu țineți minte că era teoria asta? Că nu va merge. Că nu va merge, că fuge din țară. Dar ea nu numai că se prezinte, atenție, dar și... Se și victimizează. Da, dar și intră în joc. Adică respectă de statul de drept, face recuzare, nu e arogantă, a zis, n-ai, că n-a ieșit, n-a spus, eu sunt Codruța Chioveș. În aceea zi, în care avem pe zeița, mergând pe scări, sunt de vorbă, fiind răcită, mă rog, așa, poate că așa e răcită, se dă știrea că soția domnului președinte... A fost audiată și ea? Pășest. Da. Păi și el, electoratul, nu PSD, știi că e o altă treabă, electoratul ăla lui Iohann, îmi zice, băi, domn președinte. Ce-a căutat nevasta, păi cum adică, vine Codruța Chioveși, da? De acord, da? Da. Zeița, da? Ea vine, merge pe scări, iese, coboară. Suportă toate acele întrebări ale ziariștilor. Și soția matale se duce. Noaptea cu un batic negru pe cap. Atenție la nuanțe, cu baticul. Ce bine lucrat, adică o face și mai penibilă. Adică, s-a dus noaptea că, nu știu, tocmai atunci erau aia, aveau lumină. Cu baticul, imagine. Vezi ce bine lucrat la nivel de campanie electorală, adică și văd... Păi da, adică și văd cu una cu baticul, ideea de batic arată una care se ascunde, da? Care merge acolo, puș, foarte interesant. Să nu fie văzută, să nu o recunoască. Da, păi nu, deci...
ca să se elimine orice presupunere că ea s-a dus, că tocmai atunci a fost convocată, i-a vrut baticul, care lasă, creează o imagine, de acord, de femeie care se ascunde. Păi de ce să spui băi la parchet cu la blice cu batic? Nu cred că și-a pus batic, dar a dat bine. În ziua asta, tocmai al dracului, cum dracul, de, tocmai asta a aflat. Participă, candidează doamna Chioveși la prezidențiale, să presupunem acest scenariu. Ce mașinărie din spate ar putea să o ajute? Pentru că fiecare candidat la prezidențiale trebuie să aibă o mașinărie care să strângă voturi, care să lipească. I-a anunțat USR-ul. După ce am anunțat, eu am lansat teza, făcându-i pe mulți să rămână, să leșine. Am lansat-o cu vreo 2-3 săptămâni. A anunțat USR-ul. Care sprijină-o pe Laura Codruța Chioveși în cazul unei candidaturi. Da. Candidatura Codruței Chioveși, deci prezidențialele de anul acesta, este, reprezintă un moment care ne depășește, care e de mare interes pe plan extern. Președintele României este omul cu care se dialoghează în chestiuni de securitate și de alianțe. Și de viziune, presupun. Nu, de alianțe, da? Având în vedere tradiția post-decembristă, marele puteri care pot fi în confruntare, nu știu cum să spun, America poate chiar se confruntă cu Germania, da? Oricât și dacă ar fi aliate, caută să aibă în România un președinte de al lor, unul care poate să-i ceră. Care să poată să colaboreze. Gândiți-vă la un moment dat că americanii și în general marele puteri gândesc pe termen lung. Și ei se gând, poate că în laboratoarele americane s-a făcut o strategie chiar de rupere de Uniunea Europeană, da? În acest moment, eu dacă aș fi, vorba lui Adra Bodegă, în fruntea, nu Trump, ăia care alcătuiesc politica externă pe termen lung a Americii, am nevoie acolo în România, unul să nu fie al Uniunii Europene. Am nevoie să fie al nostru, da? Și deci, din acest punct de vedere, răspunsul este nu știu. Dacă o anumită mare putere pariază pe Chioveși și înființează mâine partice la Macron, eu pune, vine USR-ul. Vine Orden, USR-ul renunță. Deocamdată USR-ul nu anunță candidatura. Anunță candidatura lui Cioloș? Nu. Nu, n-a anunțat momentan. Păi vine USR-ul și spune, și cu plus la un loc, și cu Cioloș, și spune că e de acord cu candidatura ei. În sensul ăsta spun. Eu trebuie să iau un calcul și ipoteza asta. Amândouă ipotezele exclud teoria întâmplării. Exclud. E o operațiune, o bătălie care nu, la care noi ne uităm și poate uneori suntem trași pe sfoară de aparențe, care nu știu care va fi rezultatul acestei bătălii. Vom vedea, deocamdată ea se duce la examen, trebuie să ne lămurim. Trebuie trecut niște pași, are o audiere în fața Comisiei Parlamentului European. Deocamdată. Între cele două, am luat cele două posibilități. Posibilitatea că aceasta face parte dintr-o bătălie pentru parchetul general, parchetul european, și cealaltă că face parte dintr-o campanie electorală pe șest. Partea cu campanie electorală s-a îndeplinit perfect. Sunteți de acord cu mine? Nu, aia cu parchetul, nu știu. De ce ziceți asta? Păi deocamdată ea este cea vizibilă, pentru că aia cu parchetul nu depinde de nici de mulțimea care s-a strâns în jurul ei, nici de anchetare. Aia depinde de niște culise. Sunteți de acord? Da. Deci tot ce se întâmplă în România n-are nicio influență asupra deciziei de acolo. Decât numai dacă e un pretext. Dar dacă e un pretext, poate să vină demonstranții să spună România e a ta, nu ne uita. Nu contează. De altfel, și cei de la Comisia Europeană ne-au dat un răspuns pentru emisiunea Gândurile lui Cristoiu și neoficial au zis, printre altele, că ei știu ce se întâmplă aici și că tot ce se întâmplă acum sunt conștienți că e o presiune care se pune pe... Păi nu, ne trag pe sfoare. Nu, numai că știu, nu interesează. Păi hai să fim serioși, adică ce știu ce se întâmplă. Dacă s-a decis... Numirea ei... Că numirea ei nu s-a decis prin vot. S-a decis în niște cercuri oculte, cancelare. Dar mă întorc. Suntem dumneavoastră care erați în locul ei, vă înscriați pe cont propriu la candidatură știind că veți fi respins de prima dată, chiar că era nebun. Cu siguranță știa. Păi nu, i s-a garantat. Adică se vede după semnalele de acum, nu știu, deci
Poate că sunt niște forțe care vor să folosească împotriva numirii, împotriva altor forțe, acest pretext, dar deocamdată ce funcționează perfect până la ora actuală este campania electorală, autovictimizarea, florile care se aduc, oamenii care se încurajează, greșelile prostești ale părțelelalte, o aduci pe Elena Udrea să o acuze. Păi, totuși nu trebuie neglijat nici aspectul denunțului lui Sebastian Ghiță. Era vorba de operațiunea aducerii în țară a fugarului Nicolae Popa, care a comis o infracțiune foarte gravă și care era așteptat, să zic, sosirea sa în țară era mult dorită. Deci domnul Sebastian Ghiță știu despre ce este vorba, a depus probe zdrobitoare pentru o operațiune la care ea are dreptate, nu ea. Păi probele sunt de... Să recapitulăm. Domnul Nicolae Popa trebuia adus în România, 2011. Să nu uităm că teza că noi o aducem pe orice fugar a fost una din tezele îndrăgite de Traian Băsescu, de Sibel de Iohannis, da? Deci ordinul de aducere, unul de prinderea lui atunci în 2009, când el a fost clar din campania electorală, dar apoi de aducere cu orice preț în 2011, a fost un ordin venit de la Traian Băsescu, punct, nu de la... Și ordinul a fost primit de SRI plus parchetul general reprezentat de ea. Exact. În cadrul acestui binom care era atunci, domnul Ghiță nu a executat un ordin de la SRI, el fiind un om de afaceri care era folosit de un serviciu, într-o bună tradiție a tuturor serviciilor, pentru o operațiune. Adică ei nu au avut suficienți bani, ei trebuia să-l aducă pe locul avionul de linie. Trebuie noi fie vorba. Asta e procedura. Da. L-au adus și au plătit o parte... 53.000 de euro. Da, o parte băieții de la poliție și o parte a plătit el, dar ea are dreptate că nu i-a cerut. Adică a fost o operațiune în care... Și Sebastian Ghiță în denunț spune că în baza prieteniei pe care o avea cu Laura Codruța Chioveși și aceasta i-a cerut ajutorul. Așa, și seriul și ăia și ea a zis, vai de mine... Sebastiane, ce cum eu fi zicând, ce bine, Sebi, ce bine că m-ai ajutat că muream. Dacă ea murea, să-l aducă ea pe Popa. Nu, ea trebuia să fie, să facă frumos în fața lui Traian Băsescu. Dar nu, l-am adus, gata. Și Coldea, că și el era la, dincolo la SRI. Deci a fost o operațiune în care domnul Sebastian Ghiță a jucat rolul omului de afaceri care în toate serviciile serioase din lume, inclusiv la noi, secrete, cum la CIA, anumite operațiuni nu se fac de către serviciu, că trebuie să lași acolo, adică trebuie să vine curtea de cont. Ci se fac de către oameni de afaceri care sunt la... care tot banii serviciului, dar ei teoretic un om de afaceri. Deci cine a adus-o pe Codruța Chioveși și jumătate? Un om de afaceri, un om generos, da? Care s-a în asta, să dar spun. El a adus. Deci a adus, așa cum avem următorul. De ce mărturie mincinoasă? Că toată lumea mă întreabă. Proba, deci în momentul în care el a invocat, și inclusiv în interviu cu mine, că doamna Codruța Chioveși a fost la el acasă, la Ploiești, am avut și interviu pe tema asta, paranteză, l-am întrebat, nu, la altă dată, l-am întrebat dacă era și nevastă sa acasă când a venit doamna. Mă rog, o întrebare de bărbat și el a spus că a fost. Poza? Poftim? Atunci a fost făcută poza? Da, atunci când a fost, l-am întrebat, stați un pic, de ce nu m-ați invitat pe mine? Chiar la B1 ați întrebat. Dar de ce nu? Păi a zis că nu m-a invitat pe mine, că nu mă știa. Și zic, doi, dar de ce nu l-ați invitat-o să citiți o carte? De ce la chef? Și atunci am înțeles că așa erau. Bun, ea, exista această fotografie. Problema este că ea a negat public. Iar un talent de a nega realitățile, dar am impresia, nu am confirmat, că ea a negat asta și în fața unui procuror. Probabil că ea a fost chemată. Și de acolo e mărturia mincinoasă. Da, mărturia mincinoasă. Mărturia mincinoasă care s-a dovedit acum pentru că domnul Ghiță a depus și poza aia, dar și filmul.
El nu, fac acum o dezvăluire, că doar am fost în miezul interviului, el nu a dat drumul la film, n-a dat. Deci, unul, n-a dat poza atunci. Și n-a dat nici film. Nu, n-a dat poza atunci pentru că avea mandat să nu dea punct. Mai mult după. E clar că avea mandat, am fost acolo în mijloc, dacă vă imaginați că nu obțineam eu. Cu greu am obținut să o văd eu în direct. Vă spun acum ca dezvăluire. Deci, cu greu am obținut. Că inițial el mi-a propus în proprie inițiativă ca eu să zic că am văzut poza... Și să o vedeți ulterior. Nu. Inițial a fost scenariul așa. Din propria lui inițiativă. E foarte important ce dezvolte. Nu eu am zis... Chiar și interviul n-a fost inițiativa mea. E foarte important, apropo de misiune. Interviul respectiv nu a fost inițiativa mea. Domnul Sebastian Ghiță i-a promis lui Adrian, lui Dan Andronic, că îi dă un interviu video, mi-l dă numai mic, cu un an înainte, da? După un an, într-o zi, m-am trezit la bibliotecă cu Dan Andronic, care a zis, domnul Sebastian Ghiță vrea să-i dăm un interviu, să-i luați un interviu. Ei, nu, eu n-am, nu muream să... Și sigur am pus condiția... Să meargă Dan Androne cu mine, că sunt bătrân și mă enervează să întrebe pe unii biletul. Și ne-am dus acolo și cum ne-am întâlnit seara, Sebastian Ghiță a deschis el discuția, nu eu. De ce să fi făcut asta? Păi, exact atunci. Discuția a fost în a zis că el zice, vreau să discutăm despre poze. Și eu am zis că ce aveți poza, că eu mereu i-am spus înainte că nu o are. Bun. Și mi-a arătat-o și mi-a spus prima seara că facem așa. Eu iau, îl întreb și zic că am văzut-o, nu știu, într-o pauză. Dimineața m-am trezit că noaptea este sfetnic bun și am zis, bă, stai puțin, că e penibil. Și am spus, domnul Ghiță, când ne-ai interviu, hai să facem așa, dumneavoastră mi-o arătați, că a provocat, să zic, foarte important. De ce spun precis important lucrul ăsta? Pentru că arată că el nu avea mandat să o dea. Că dacă era un om fără mandat, adică... O arăta atunci. Ei, cum? Era spus, bă, domnul Cristian, vă dau cu totul. Nu, a zis că nu. Nu o arată. Și dovadă că nici n-a dat-o acum. Filmul, este dintr-un film ăsta, mai mare, nu a fost dat deoarece în film apare Maior. Că ea n-a fost singură acolo. Că era așa, din ăla cu... Deci, din punctul acesta de vedere. Deci, există. Ea, s-a întâlnit. Și dacă apare Maior, cum schimbă asta Domnul Ghiță nu avea niciun interes să apară domnul Maior la vremea respectivă. Dovadă. Nu știu. Eu am spus aceste amănunte foarte importante pentru a dovedi, pentru a semnala că tot ce face Ghiță e... Nu, e calculat. Da. Nu e un om... adică și atunci mă întorc la 3 decembrie când a depus el denunță. Să nu cumva să credeți că domnul Ghiță a stat că un an de zile n-a făcut nimic de la interviul meu, da? Și la un moment dat a auzit el, noi nu știam pe 3 decembrie, nu-i așa, că doamna Chioveși și-a depus candidatura și a zis nu mai suport, gata, mă duc și fac denunță. Trebuie să arăt tot ce am despre ea. da, ce? Și mai e încă o probă foarte puternică, pe de o parte chitanța. El păstrează chitanțele, să știți, vorba lui Udrea. Adică el păstrează tot, nici nu știu ăștia ce păstrează. Și el, în același timp, a depus și un raport ANAF. Un raport ANAF care apărea firma. Dar el are o casetă mult mai tare. Anume, la Sinaia, la Vila SRI. La Sinaia este o vilă, nu știam. Deci că serioare și la Sinaia, că acolo e munte. Acolo a fost un chef cu Nelu Ploieșteanu. Unde am înțeles, nu de la el, de la cei care au văzut-o, eu n-am văzut-o, că acolo doamna cântă de gât cu Nelu Ploieșteanu la Chilian Port. De aia s-a tot invocat. La Chilian Port, varianta DNA. Știți că eu am înțeles că au o variantă din ăsta modernă. Deci vă imaginați dată drumul, dacă unei doamna... Asta ca procuror o termină general, din punct de vedere. Sunt foarte multe, dar atenție, Sebastian Ghiță a filmat și a păstrat totul. Păi și vă întreb dacă există într-adevăr această casetă și această filmare care ar putea să-i distrugă cariera. De ce nu e scoasă acum când e evident că se încearcă? Păi nu poate să o scoată pentru că piesa de teatru, de aia spun, este că secția aia se păstrează în limitele... legii. Eu de-aia v-am sensizat că
și secția face parte, e bine, e sub control. Pentru că primul impuls al Ghiții era să dea măcar poza. Măcar ca să-mi confirme mie. Nu mai țineți minte că poza a fost o temă a tuturor televiziunilor. Da, dați poza. Mult discutată, toată lumea spunea. Da, au fost și tot felul de ăștia care au zis că eu n-am văzut-o și eram nebun. Cum să... Am văzut-o, știu despre ce-i vorba. Sunt la o cramă acolo jos, cu butoaie în spate. O prostie, el are butoaie. Că l-am și întrebat, domnul Ghiță, dar nu avea, domnule, o bibliotecă. Și a zis, ce să fac cu biblioteca? Da, avea ca... Și este... fosta soție a lui Sebastian Ghiță, că am înțeles că au divorțat, și cred că mai e, nu știu, cineva, era o persoană, mă trimite, mama, nu știu, mama lui Ghiță, sau ce, oricum Păreau e cineva. Că se distrează în poză. Nu, era, nu, făcuseră un selfie. Nu e poză de distă. E o poză de poză. Adică ele își făceau poză singură. Da, ședeau acolo cu butoaiele în spate. Butoaiele sunt în spate. Oricum, nu e nicio carte. O să vă dezamăgesc. Care... Aștept aia cu Chilian Port. Așteptăm caseta, cred că cu toții, filmarea caseta. O să o dea. Dacă nu se potolește, o să o dea și ala.